Iubiți credincioși, o să citim două din imnele Sfântului Simeon nou teolog, din imnele iubirii dumnezeiești, poate chiar trei, și om nou al 8-lea, al 9-lea și al 10-lea, care este foarte, foarte scurt. Aș da Sfântul Simeon nou teolog, imnele iubirii dumnezeiești, imnul al 8-lea. Cui anume îi se arată Dumnezeu și cine ajunge la deprinderea binelui prin lucrarea poruncilor? Cum fiind ascuns, privești și observi toate și nu ești văzut de noi, dar ne vezi pe toți. Dar nu pe toți cei ce care îi vezi îi și cunoști, Dumnezeu meu, ci pe aceia care te iubesc îi cunoști ca un prieten. 1 Corinteni, capitolul 8, versetul 3. Și mai cu seamă acestora te arăt, Ioan, capitolul 14, versetul 21. Fiindu-ți un soare ascuns pentru firea muritoare, răsai pentru cei ce sunt ai tăi și ești văzut de ei și întru tine răsar cei ce odinioară întunecați. Cei desfrânați, alduteri, destrăbălați, păcătoși, vameși, pocăindu-se ei se fac fii ai luminii tale dumnezeiești, Dumnezei după har, cei ce păzesc poruncile tale, îți stăgăduiesc lumea celeșată și care duce în rătăcire, cât urăsc fără ură părinții și frații, socotindu-i străini și trecători într-o această viață, cât se fac goi de bogăție și de bani și tăgăduiesc cu totul împătimirea față de ele, cât se scârbesc la suflet de slava cea deșartă și de laudele oamenilor, pentru slava cea de sus, cât și-au tăiat în chip de săvârșit voia proprie și s-au făcut ca niște oi lipsite de răutate pentru păstorii lor, cât s-au făcut morți cu trupul față de toată fapta cea rea asudând pentru ostenele virtuților și sunt vii prin voința cărmuitorului lor, fiind omorâți și iarăși făcuți prin ascultare, cât din frica de Dumnezeu și amintirea morții plâng în fiecare zi și noapte și cad cu mintea la picioarele stăpânului cerând milă și iertarea greșelilor lor, aceștia ajung la deprinderea binelui prin toată lucrarea celor bune, tăgăduindu-se în fiecare zi și bătându-se stăruitor în piept, atrag milă, prin atrageri necontenite, prin glasuri negrăite și prin curgerea lacrimilor, ei își curăță sufletul văzându-l curățit, unii ca aceștia sunt cuprinși de focul dorinței și de focul poftei, de a-l vedea curățit în chip desăvârșit. Dar pentru că nu pot afla sfârșitul luminii, pentru unii ca aceștia, curățirea este nesfârșită, căci pe cât mă voi curăți și mă voi lumina eu ticălosul, pe atât se va arăta și Duhul care mă curăță în acest lucru. Și mi-apare întotdeauna drept ca un început al curățirii și al vederii, căci cine va putea găsi mijloc sau sfârșit într-un abis nedefinit, într-o înălțime nemăsurată? Știu că e mult, dar nu știu cât, doresc mai mult și suspin mereu, pentru că e puțin ceea ce mi s-a dat, deși îl socotesc mult față de ceea ce bănuiesc că e încă departe de mine. Lucrul pe care nevăzându-l îl doresc și mi se pare că nu-l am nimic, nesimțind în întregime bogăția ce mi s-a dat. Pentru că văd soarele, dar nu-mi dau seama de aceasta. Ce anume? Ascultă și crede ceea ce pățesc. Negreșit de dulcele soare pentru simțire, atrăgând sufletul de un dor inexprimabil și dumnezeiesc. Văzându-l acesta se aprinde și arde de dor și vrea să țină lăuntru său tot ceea ce se arată, dar nu poate și atunci se întristează de acesta pentru aceasta și nu-ți dă seama că a vedea sau pătimi e bine. Deci atunci când cel văzut, care e necuprins pentru toți și neapropiat de adevărat, va voi să miluiască necăjitul și smeritul meu suflet,
Atunci, dintr-o dată, așa cum mi se arată strălucind întunericul feței mele, așa și fulgerând întreg, mă umplu întreg pe mine smeritul de toată bucuria, de toată dorința și dulceața dumnezeiască, prefacere totală, străină schimbare, lucru desăvârșit într-un mine inexprimabil. Căci dacă ar vedea cineva acest soare, pe care îl vedem toți, coborând înăuntru inimii, sălășluindu-se întreg și strălucind la fel, oare n-ar fi mort fără glas? Din pricina minunii, toți cei care văd n-ar fi loviți de uimire? Dar cine îl vede pe făcătorul soarelui strălucind asemenea unui luminător dinăuntru lui, lucrând și grăind, când n-ar fi lovit de cum n-ar fi lovit de uimire văzând aceasta? Cum n-ar tremura? Cum n-ar iubi pe cel ce este viața? Oamenii iubesc pe oameni când aceștia li se pare că întrece ceva. Prin calitățile lor, îi întrec cu ceva pe alții, dar pe Făcătorul la toate, singurul nemuritor, care poate totul întru toți, cine nu-l va dori văzându-l? Crezi numai din auzite? L-au iubit cei mai mulți și sfinții au murit și sunt vii pentru el, dar cei care s-au împărtășit de priveliștea, de lumina lui, cunoscându-l și fiind cunoscuți de el, cum nu l-ar dori oare, spune, cum n-ar plânge neîncetat, cum n-ar disprețui lumea și cele din lume pentru el, cum n-ar tăgădui toată cinstea, slava, aceasta cea mai presus de slava de pe pământ, mai presus de toată cinstea dorind, pe stăpânul cel ce este în afara pământului, în afara celor văzute, sau mai bine zis, pe cel ce a făcut toate văzute și cele nevăzute, Coloseni, capitolul 1, versetul 16, aflând și primind slava cea nemuritoare de acolo, având neștirbit tot binele și toată dorirea, toată pofta bunătăților veșnice și a lucrurilor dumnezeiești, aceștia s-au îmbogățit ei însuși din izvorul cel viu, din care dă-ne, Doamne, și nouă, Stăpâne, să ne săturăm cu bogăție, precum tuturor ai dat celor ce te caută și te doresc în flăcărare, ca și noi să ne desfătăm împreună cu sfinții tăi de bunătățile cele veșnice în vecii vecilor. Amin. Imnul al nouălea. Ca acela care s-a făcut părtaș Duhului Sfânt și înrăpit de lumina lui, e purtat mai presus de toate patimile, nefiind vătămat de ele la apropierea lor. Ah, Dumnezeule! Doamne atotțiitorule, cine se va sătura de negrăita ta frumusețe? Cine se va umple de necuprinderea ta? Cine va umbla în chip vrednic de poruncile tale? Cine va vedea marea și minunata lumina feței tale? Lumină ce nu poate fi cuprinsă în întregime în această lume grea și întunecată, în care o străină minune ridică pe cel ce o vede cu trupul din lume. Scolie să se însemneze că și părintele care scrie acestea a fost răpit cu trupul în mijlocul cerului. Cum se arată în alt loc compozitorilor lui? Adică trimitere la imnul al 11-lea. Adică Sfântul Simeon face aluzie că și el, cel care a scris, a avut această experiență a vederii lui Dumnezeu și s-a părtășit de bucuria vederii luminii dumnezeiești, de frumusețea dumnezeiască și s-a pătruns de iubirea dumnezeiască. Cel ce a trecut de zidul trupului său, cel ce a străbătut întunericul stricăciunii, a lăsat toată lumea, s-a ascuns. Vai ce ieftine sunt cunoașterea și cuvintele noastre, căci unde s-a ascuns cel ce a străbătut toată lumea și a ajuns afară de toate cele ce le vede? Spune tu înțelepciune desfințată a înțelepților, ca să nu spun înnebunită de Dumnezeu, cum spune Sfântul Pavel, 1 Coloseni, Corinteni, capitolul 1, versetele 19-20.
și orice rob al lui Dumnezeu. Acesta este bărbatul doririlor Duhului, care atunci când se apropie cu trupul de trupuri, poate fi sfânt și cu Duhul, căci în afara lumii și în acestor trupuri nu mai e nici pofta vreunei pati întrupești, nici vreo pătimire oarecare. Cine a săturat-o și din această sărutare a câștigat viață, chiar dacă îl vezi chipurile indecent, făptuind după cum l-a tăiat capul, cunoaște că un trup mort făptuiește acestea scolie, spune acestea părându-l pe Sfântul Său Părinte Simeon Evlaviosul, a cărui lucruri a culmea nepătimire și era smerenie, adică omul care a ajuns la nepătimire este ca și copilul nevinovat, copilul de un an, chiar dacă umblă dezbrăcat, chiar dacă umblă aparent liber, necuvincios, el nu are nicio patimă, nu se ispitește de patimile trupești în contact cu alte trupuri. Nu spun un trup fără suflet prin care să fie pus în mișcare, ci un trup ajuns afară de pofta ce are. Căci lumina care mă satură din plăcerea frumoasei nepătimiri în chip de negrăit, răpește întreaga mea minte, scoțind-o din sine, și o mână imaterială o ține goală și nu o lasă să cadă din iubirea ei sau să gândească vreun gând împătimit, ci mă îmbrățișează neîncetat, iar dorul aprinde sufletul meu și altă simțire nu mai e întru mine. Căci pe cât o prea curată pâine e mai depres și mai dulce decât gunoiul, tot pe atât, pentru cei ce au gustul bun, cele de sus sunt incomparabil mai dulci decât cele de jos. Rușinează-te tu, înțelepciunea înțelepților, 1 Corinteni 1,27, cea lipsită de adevărata cunoaștere, că simplitatea cuvintelor noastre și agonisește cu fapta adevărata înțelepciune, apropiindu-se de Dumnezeu, închinându-se lui Dumnezeu, care dă toată înțelepciunea vieții, prin care este replăzmuit și chiar îndumnezeit, văzând pe Dumnezeu omul în vecii vecilor. Amin. Psalmul, imnul al 10-lea. Căci prin întristarea, tristare moartea îi atinge chiar și pe cei tari. Am auzit un lucru străin și plin de spaimă. O fire imaterială mai tare decât piața rezistentă, deopotrivă cu diamantul, nu se moaie nici în foc, nici de fier. A ajuns ca o ceară umplută parcă de plumb. Acum am crezut, o mică scurgere de apă sparge cu timpul tăria pietrei și, într-adevăr, nimic din cele din viață nu e neschimbabil. Dar acum nimeni să, de acum nimeni să nu mai creadă că mă amăgește. Vai celui ce privește lucrurile fugare ale acestei vieți, ca pe niște lucruri ce pot fi ținute cu tărie și aduc desfătare. Va păți ceea ce am pățit eu, nenorocitul. O noapte m-a separat de un frate prea dulce, tăind lumina cu neputință de tăiat a iubirii. Dumnezeului nostru slavă, cu și pururea și în vecii vecii. Amin. Da, aici este o mare, mare taină. Că așa cum firul de apă, intrând într-o clădire, poate să dărâme o clădire mare din piatră sau de orice materiale puternice, tot așa, pătrunzând în tristarea, în suflet, poate să-l, oricât ar fi de puternic, poate să-l moaie, să-l distrugă, să-l surpe până la urmă. Aceea, Simeon spune ca un pe ce a experimentat că nimic nu mai poate fi amăgit din cele trecătoare, pentru că numai când ești în Dumnezeu, atunci ești în siguranță și ține trăirea în Dumnezeu. Dumnezeu, în nostru slavă, acum și cu vrea și în vecii vecilor. Amin.